Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi vom face un cheesecake la rece, foarte bun și sper să vă placă. Hai să începem. Prima oară blat. Pentru blat avem nevoie de 400 de grame de biscuiți digestivi și 150 de grame de unt topit. Hai să le punem. Avem untul topit și biscuiții zdrobiți și acum îi amestecăm pentru a face blat. Deci, amestecat cu biscuiții și cum puteți vedea, au o textură nisipoasă, iar asta este textura potrivită. Iar acum ar fi înmultat. Aplatizăm până ajungem la o suprafață dreaptă, iar toată suprafața să fie dreaptă. Acum punem blatul la rece și ne apucăm de cremă. Pentru cremă avem nevoie de 600 de grame de cremă de brânză, 250 de grame de mascarpone, 150 de grame de mascarpone și frișcă 200 de ml. Avem nevoie și de gelatină. Pentru gelatină avem nevoie și de 100 de ml de apă și 100 de ml de lapte fierbinte. Haideți să începem! Iar acum preparăm gelatina. O punem în apă rece și amestecăm. Gelatina s-a întărit, iar acum o adăugăm la laptele fierbinte. Adăugăm esență de vanilie. Iar acum adăugăm gelatina dizolvată în cremă. Acum scoatem blatul și adăugăm crema. Blatul s-a răcit, iar acum adăugăm crema. Avem cheesecake-ul gata, îl băgăm la frigider și acum ne ocupăm de gelă. Eu voi face un gelat din smeură și avem nevoie de 300 de grame de smeură congelată și de 5 linguri de zahăr. De asemenea, ne trebuie și gelatină, iar acum adăugăm smeură. Între timp, preparăm gelatina, iar în 100 de ml de apă punem un pliculeț de gelatină. Geleul nostru este gata, iar acum așteptăm să ajungă la temperatura camerei, iar apoi adăugăm gelatina. Am pus gelatina când geleul era mai fierbinte, iar acum s-a răcit și geleul,
iar acum turnăm geleul peste cheesecake cu rece. Arată super bine, iar acum îl băgăm la frigider până mâine dimineață. Sau 24 de ore. Bun, acum este a doua zi și acum merg să scoatem cheesecake-ul de la frigider. Uitați, aici e cheesecake-ul. Deci, arată super șmecher, e și ușor de făcut și e și super gustos. Așa că ne vedem data viitoare cu un alt vlog. Data viitoare va fi un vlog cu zon. Ne vedem data viitoare.